Ucraina, criză provocată de epidemia de COVID-19, ne confruntăm și cu inundații care au lăsat dezastru în urma lor și au afectat viața a mii de români. Inundațiile au acoperit aproape o treime din județele țării. Grav afectate sunt însă localități întregi din Transilvania și Moldova. Invitatul din această seară de la tema zilei este ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe, care se află chiar în zona barajului Stânca Costești din județul Botoșani, o zonă grav afectată de inundații. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Domnule ministru, până să vorbim despre măsurile care trebuie luate și cauzele acestor fenomene, aș vrea să ne spuneți cum evaluați situația de acolo, de la fața locului. Avem în continuare un cod roșu pe pruta a monte de acumulare de la Stânca Costești. În această după-amiază am convocat chiar la Rădăuț Prut, una dintre localitățile afectate de aceste inundații, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru a evalua la fața locului pagubele produse de aceste inundații, dar mai ales împreună cu cei de la Apele Române și cei de la ISU, trebuie să rămânem în continuare în zonă și evident să monitorizăm cum va evolua această viitură care vine din Ucraina pe fondul unor cantități impresionante de precipitații. Trebuie menționate câteva lucruri. În primul rând aș vrea să lansăm un apel la calm pentru toți cei care sunt astăzi în aval de Stânca Costești, pentru că aici reușim prin această acumulare să mai reținem în continuare încă vreo 400 de milioane de metri cubi, care în ultimele două săptămâni au fost uzinați și evident evacuați tocmai pentru a pregăti primirea acestei viituri. De asemenea, vreau să informez pe toți cetățenii României că guvernul Ludovic Orban, prin instituțiile centrale și județene, reușesc să gestioneze aceste fenomene hidrometeorologice, care evident sunt suficient de periculoase în ultima vreme și datorită schimbărilor climatice pe care de la an la an le resimțim cu toții din ce în ce mai puternice. Știm, alerta a fost maximă pe râul Prut, acum pericolul pare că a trecut, însă riscul viiturilor nu rămâne doar acolo pe Prut, ci și în alte zone, mai ales pe fondul instabilității meteo. Ce e de făcut, domnule ministru, pentru a proteja până la urmă populația și pentru a limita pagubele? Trebuie menționat faptul că pericolul nu a trecut. Această viitură, să spunem că va fi complet depășită abia peste o săptămână, maxim două. Asta în cazul în care nu vom mai avea un front atmosferic care să se manifeste cu precipitații puternice în această zonă. În momentul de față, colegii, repet, cei de la ISU și cei de la Apele Române, în toate județele țării acționează și pe râul Prut, iar pentru viitor cred că este foarte important de menționat faptul că România este și prima țară din Europa de Est care a semnat acea declarație prin care Pactul Ecologic European să fie principalul nostru obiectiv de implementare post-pandemia COVID-19, pentru că este foarte important ca tot ceea ce înseamnă relansarea economică și mai ales investiții pe care trebuie să le facem în infrastructura de mediu sau în mediu, cu siguranță ne vor aduce beneficii mult mai mari în viitorul apropiat. De asemenea, aș sublinia și declarația președintelui Iohannis de acum câteva zile, care nu face altceva decât să întărească principiul și, evident, programul nostru de guvernare, care și-a asumat încă de acum 6 luni, că în perioada următoare România trebuie să investească masiv în campaniile de împădurire. După cum bine știți, la începutul acestui an am și declanșat cea mai amplă campanie de împădurire care se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României, iar în viitorul apropiat sperăm noi să împădurim cât mai multe din aceste terenuri degradate pe care le are astăzi România. Pentru că dacă ne luăm după datele Institutului Național de Statistică, care spune că avem minim 500.000 de hectare, dacă am reușit să împădurim aceste terenuri, și trebuie subliniat faptul că Guvernul României are fondurile pentru această campanie, nu doar că am reușit să facem cea mai mare extindere a fondului forestier după 1989, dar evident că investind în mediu, investind în aceste campanii de împădurire și evident protejând mai bine fondul forestier, astfel de fenomene hidrometeorologice cu siguranță nu ar avea aceste consecințe și evident nu am avea atât de mari pagube materiale sau, Doamne ferește, de vieți omenești.
Este nevoie așadar de mai multă grijă pentru mediu, pentru că suntem tot mai vulnerabili la aceste schimbări climatice. Aș vrea să știu cât din ce se întâmplă acum are legătură cu despăduririle, cu defrișările masive. Pentru că suntem în Moldova, aș vrea să vă spun că pentru această zonă, de exemplu, luna aprilie a fost cea mai secetoasă lună din istoria măsurătorilor pe care le facem în țara noastră. De asemenea, luna mai a fost cea mai caldă lună la nivel planetar, de evident, de când avem măsurători. Și așa cum ați relatat și dumneavoastră, luna iunie este cea mai ploioasă lună din ultimii, lună iunie din ultimii 60 de ani. Evident că viața noastră aproape că în viitor se va juca la ruleta schimbărilor climatice și va trebui să fim mult mai atenți la tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător, iar problemele de mediu trebuie tratate cu celeritate, evident, și va trebui să investim. Să investim și în protecția mediului și să investim și în aceste campanii de împădurire. Și pentru că m-ați întrebat dacă avem astăzi și efectul acestor despăduriri care au avut loc și în țara noastră și în alte state din Europa de Est, răspunsul este da, pentru că dacă am fi fost mai atenți la cum acționăm în interiorul fondului forestier, cum acționăm cu pădurea și, evident, toate aceste tăieri de-a lungul ultimilor zeci de ani nu ar fi avut loc, cu siguranță astăzi nu am fi avut aceste manifestări ale acestor fenomene hidrometeorologice. Dar cu cât ar trebui să crească suprafața de împădurire a țării și când credeți că ar putea fi atins un procent optim? Astăzi, suprafața țării, inclusă în Fondul Forestier Național, este în jur de 27%. Trebuie menționat că România mai are aproximativ 700.000 de hectare de pășuni împădurite, iar recomandarea Academiei Române este să ajungem la 35% din suprafața țării. Este important să transmitem tuturor că și guvernul Ludovic Orban acolo se îndreaptă să avem o campanie mult mai bună, multianuală de împădurire, tocmai pentru că nu doar la nivelul țării noastre, ci la nivelul Europei va fi necesar să facem acest lucru. Domnule ministru, o parte semnificativă din fondurile europene pe care le va primi țara noastră în următorul exercițiu bugetar 2021-2027 va trebui să fie direcționată către proiecte legate de combaterea schimbărilor climatice. Cum facem să atragem acești bani și mai ales să-i folosim în mod eficient? Repet, noi suntem, cred că, printre europene care această relansare economică a Uniunii Europene și a Europei după această pandemie COVID-19, fie că vom investi în închiderea siturilor contaminate, fie că vom investi în biodiversitate sau în tot ce înseamnă astăzi managementul pădurilor, România face pași importanți și vreau să vă anunț că guvernul din care fac parte este foarte hotărât să investească aceste sume de bani cât se poate de repede, astfel încât să avem de câștigat și noi ca cetățeni, dar mai ales mediul înconjurător. După cum bine știți, am anunțat pe 5 iunie de ziua mediului că începând cu 1 august vom avea o linie de finanțare de 200 de milioane de euro pentru toți aceia care produc sub o formă sau alta în ariile naturale protejate din România. Iar România este astăzi țara europeană în care aproximativ 24% din suprafața țării, adică un sfert, este SID Natura 2000. Avem un patrimoniu verde important și recunoscut la nivel european, trebuie doar să-l gestionăm durabil și sustenabil, astfel încât să avem condiții de viață mult mai bune noi cei de aici și, evident, să se bucure și europenii de cele mai frumoase păduri, de ultimele păduri virgine și quasi-virgine ale Europei și, evident, să arătăm tuturor cât de frumoasă este țara noastră. Domnule ministru, vă mulțumesc!